băieții. Deci am avut o discuție chiar aplicată pe subiectele care vor fi dezbătute în cadrul Consiliului. Sigur, discuția a fost în primul rând pe conținutul mandatului, dar am discutat și aspecte de ordin general privind aceste puncte. Prima întâlnire a mea cu comisiile reunite de afaceri europene ale celor două camere ale Parlamentului și dincolo de participarea mea la acest Consiliu și de mandat care a fost votat, eu am recomandat celor două comisii și chiar am făcut propunerea de a avea o întâlnire în următoarele luni, probabil 2-3 luni, dat fiind faptul că una din prioritățile guvernului este de a pregăti agenda sau de a începe pregătirea agendei României pentru președinția Consiliului Uniunii Europene din 2019 și vrem să ne pregătim la nivelul guvernului, dar și să organizăm o discuție cu instituțiile din România care vor fi implicate în acest proces. Am sugerat să avem dincolo încă o dată de acest mandat și de acest Consiliu să continuăm colaborarea între guvern și Parlament pe problematica europeană și din această perspectivă mai largă. Domnule prim-ministru, a fost inițiativa dumneavoastră sau a președintelui Iohannis ca de data asta România să fie reprezentată la nivel de guvern la Consiliu? Nu, a fost inițiativa domnului președinte. Am primit o scrisoare prin care îmi spunea că mă delegă să particip la acest Consiliu European și la una din întâlnirile săptămânale pe care le-am cu dânsul. Am și discutat despre acest lucru. Deci a fost inițiativa dânsului. Și am mai avea întrebări legate de proiectul de buget? Mâine la guvern, după ce... Da, mâine va fi adoptat la guvern și o să avem discuția acolo. Și pentru